Cristina Șișcanu depășește cea mai dificilă perioadă a vieții sale. Soția lui Mădălin Ionescu și-a pierdut tatăl, tragedie care i-a dat complet existența peste cap. Chiar și în această perioadă de doliu, fanii tot i-au găsit nod în papură și au mărturisit cât de supărat sunt pe ea. Cristina trece prin clipe grele. Vedeta și-a condus pe ultimul drum tatăl, care a murit din cauza unor probleme grave de sănătate, ce dădeau bătăi de cap de mult timp. Chiar dacă este foarte afectată de cele întâmplate, nu a renunțat la responsabilitățile sale. A primit oferta de a se retrage pentru o perioadă, dar a simțit că este mai bine să stea alături de fanii ei și să facă ceea ce îi place. Din acest motiv și-a continuat și activitatea în mediul online, unde este urmărită de o mulțime de oameni. Aceștia ar de nerăbdare să afle ce se petrece în viața ei și cu ce își mai ocupă timpul celebra jurnalistă. De curând, Șișcanu le-a prezentat urmăritorilor săi o nouă rețetă. Unii dintre internauți însă au interpretat greșit lucrurile și au început să comenteze la adresa vedetei. Aceștia au acuzat-o că este obsedată după atenție și să facă bani și uită că acum ar trebui să țină doliu pentru o perioadă. Mai liniștește-te, ține perioada de doliu, lasă obsesia netului, sunt bun și banii, dar ești prea de tot. Să nu-ți strici fațetele în el. Draga mea, tu nu ai făcut nimic. Toate sunt la vid. Ce mâncare ai făcut? Sunt doar câteva dintre comentariile acide ale internauților. Cristina se confruntă cu un moment extrem de dificil. În ciuda suferinței profunde, Cristina își găsește puterea de a vorbi deschis despre această experiență și de a împărtăși cu fanii săi detaliile și emoțiile legate de această pierdere devastatoare. Într-o declarație emoționantă postată pe Facebook, Cristina a vorbit despre impactul profund al pierderii tatălui său și despre modul în care încearcă să facă față acestei suferințe. Ea a subliniat că în momentele de singurătate, când nu este ocupată cu activități, durerea devine copleșitoare. Cu toate că durerea pierderii tatălui este profundă și chinuitoare, Cristina găsește alinare în amintirile frumoase alături de el și în sprijinul și iubirea celor din jurul său.